Cineva dorește să vină la Dumnezeu, să-L cunoască și să-L prezinte și altora, pentru că aceasta am stabilit noi că este perioada uceniciei. Ca să fii ucenic adevărat al lui Hristos, trebuie mai întâi să-L cunoști tu și, cunoscându-L, să poți împărtăși și altora ceea ce pentru tine a însemnat Hristos și să-i ajut și pe ceilalți să-L cunoască așa cum l-ai cunoscut tu. Însă, odată format un ucenic, trebuie să și crească. Creșterea aceasta este foarte importantă pentru că doar în felul acesta cunoașterea este progresivă. Știm despre Adam, de pildă, că a fost creat de Dumnezeu desăvârșit. Desăvârșirea aceasta însă nu trebuia să rămână limitată de momentul creațiunii, ci Adam, prin cunoașterea lui Dumnezeu, în permanență trebuia să crească, să-și dezvolte capacitatea de înțelegere a lui Dumnezeu, de ascultare față de Dumnezeu și în același timp de împlinire a voinței sale. Dacă Adam, în mod desăvârșit creat în grădina Edenului, trebuia să crească, cu atât mai mult, astăzi, un ucenic al lui Hristos are nevoie să crească după modelul și după principiul pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, raportat la Domnul Isus. El creștea și în înălțime, în statură, dar și în ascultare de Dumnezeu, fiind tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, mai întâi în creșterea aceasta și înaintea oamenilor. Învățăm din Sfânta Scriptură că a crește în Isus este esențial. Acest lucru se întâmplă prin citirea Bibliei, prin rugăciune, prin închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu, prin părtășia cu credincioșii, prin implicarea în misiune și în slujirea celor în nevoie, dar și prin trăirea zilnică în prezența lui Dumnezeu. Dacă privesc la aceste condiții ale creșterii, observ că prezența lui Dumnezeu, trăirea zilnică în prezența lui Dumnezeu, le include pe toate celelalte. Nu poți să citești Biblia fără să fie prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne învață cum să ne rugăm. De aceea, nici închinarea la Dumnezeu nu poate să se facă decât în prezența conștientă a lui Dumnezeu, pentru că nu te închini cuiva și apoi îl cauți ca să-i spui că ai făcut lucrul acesta. Când îl lauzi pe Dumnezeu, trebuie să fie prezența Lui în mintea ta. Iar părtășia cu credincioșii, cu siguranță că trebuie să aibă ca scop și direcție împreună prezența lui Dumnezeu, pentru că numai când Dumnezeu este prezent, atunci părtășia cu credincioșii este una așa cum îi place Domnului. Sunt o mulțime de promisiuni pe care Dumnezeu le face, însă atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Dumnezeu are o promisiune repetată. Este cea mai frecventă promisiune a lui Dumnezeu dată oamenilor. Eu sunt cu tine. Acest lucru este deosebit de important, nu doar în momentul în care omul a căzut în păcat și avea nevoie de prezența lui Dumnezeu, dar cu siguranță acest lucru se întâmpla și înainte de căderea în păcat, pentru că Dumnezeu era în permanență prezent în grădina Edenului, prin îngerii săi, chiar și după cădere, după căderea în păcat. Dumnezeu a instruit Israelul să construiască un sanctuar pentru el, ca simbol al prezenței sale în mijlocul lor. Așa a spus Domnul, să-mi faceți un locaș sfânt, pentru ca eu să locuiesc în mijlocul vostru. Cea mai măreață realitate a prezenței lui Dumnezeu însă nu a fost în sanctuar, ci a fost prin Domnul Isus. Chiar și numele lui Emanuel proclamă că
El este un Dumnezeu cu noi. Înainte de a se înălța la cer, Iisus a promis că va fi cu noi mereu, până la sfârșit. El ne-a dat Duhul Sfânt ca să rămână cu noi și în noi, pentru totdeauna. Iar momentul de apogeu al veacurilor este acela de a fi cu Iisus pentru totdeauna atunci când se va întoarce la a doua venire. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este cu noi permanent. Și lucrul acesta nu este decât benefic pentru noi, dar trebuie să-l conștientizăm. Pentru că degeaba este prezența Lui în preajma noastră dacă noi nu credem acest lucru. Domnul Iisus va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Cât de frumos au fost cuvintele acestea pe care le găsim în cartea Deuteronomului spuse unui popor care ieșise de curând din robia egipteană, care nu știa acolo unde va ajunge, ci timp de 40 de ani trebuia să meargă pe jur împrejurul pustiei. Făgăduința lui Dumnezeu va merge înaintea ta, dar va fi și cu tine. Aceasta înseamnă siguranță, înseamnă și pregătirea drumului. Dar această promisiune a lui Dumnezeu este și pentru noi astăzi. În realitate, cum putem noi să experimentăm această făgăduință că Dumnezeu este cu noi? Într-un zbor recent de la Houston la Chicago, am stat lângă un director al unei companii de tehnologie a informației. Zbura peste tot în lume. Era adesea plecat de acasă. Îi lipsea enorm familia și avea un număr de telefon exclusiv pentru ei. În mod normal, apelurile lui erau verificate și filtrate, dar membrii familiei îl puteau suna oricând și știau că el va răspunde. Nici o voce nu-mi sună mai dulce decât cea a soției și cele ale copiilor mei, mi-a spus el. Mă opresc din orice aș face pentru a răspunde la telefon și a vorbi cu ei. Conversația noastră mi-a reamintit că și eu am o linie directă cu Tatăl Ceresc. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, spune Psalmul 145, lângă cei ce-L cheamă din toată inima. Domnul nu simte niciodată că îl întrerup când îmi înalt sufletul către El în rugăciune. Când sunt bolnav și descurajat, El se coboară să mă mângâie sau îi îndrumă pe alții să o facă în numele Lui. Când sunt tulburat, pot să-L strig. Am o conexiune unul la unul cu Dumnezeu. O linie directă. Realitatea supremă a iubirii lui Dumnezeu este prezența sa în mijlocul nostru. De când Iisus a venit să locuiască împreună cu noi, știm că Dumnezeu cunoaște încercările noastre, are o compasiune deosebită pentru noi în suferințele noastre. Fiecare descendent al lui Adam poate înțelege că Divinul nostru Creator este prietenul păcătoșilor, deoarece în fiecare învățătură despre har, în fiecare făgăduință a bucuriei, în fiecare acțiune a iubirii, în fiecare atracție divină, este prezentă viața Mântuitorului pe pământ. Lucrul acesta, dacă îl credem, indiferent dacă îl simțim, dar dacă îl credem și îl acceptăm, ar schimba cu siguranță starea noastră atunci când viața ne oferă suficiente provocări. Probabil că cea mai adevărată realitate este că nu suntem niciodată singuri. Prezența lui Dumnezeu se manifestă într-o manieră distinctă, acordată cu nevoile noastre. Așa că orfanului Dumnezeu este părinte veșnic. Pentru un copil nou născut, Domnul este mama plină de compasiune. Pentru cei singuri, El este însoțitorul atotputernic, mereu prezent. Celor bolnavi, celor părăsiți, celor care trec prin valea umbrelor morții,
Dumnezeu le promite, eu voi fi cu tine. Una dintre cele mai entuziasmante caracteristici ale prezenței lui Dumnezeu este bucuria pe care ea o aduce. Psalmistul spune, în prezența ta este belșug de bucurie, la dreapta ta sunt desfătări veșnice. Știu că indiferent ce trăiesc acum, indiferent unde mă aflu, Dumnezeu este mereu cu mine, ajutându-mă să înfrunt viața cu încredere și speranță. Este un lucru extrem de important să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna are în plan nu atât de mult dorința noastră, cât nevoia noastră. Din cauza aceasta, prezența Lui este potrivită funcție de nevoile noastre, pentru că Dumnezeu știe că mai important decât orice este împlinirea unor nevoi de bază ale stării prin care cineva poate să treacă. A face prezența lui Dumnezeu o realitate în viața ta înseamnă o provocare zilnică pe care noi trebuie să o realizăm. Și este posibil lucrul acesta, pentru că Dumnezeu caută permanent să ni se descopere în fiecare aspect al vieții noastre. El ne îndeamnă să-L căutăm din toată inima. Ne spune cum să o facem în Ieremia, capitolul 29. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Există în această deschidere pe care Dumnezeu ne oferă două condiții. Mai întâi să-L chemăm și apoi să-L căutăm. Este important ca cele două aspecte ale relației noastre cu Dumnezeu să fie în permanență interdependente. Pentru că degeaba îl chemi dacă nu îl și cauți. Degeaba îl cauți dacă nu îl chemi. În zilele trecute am observat pe un program despre viața animalelor o imagine deosebit de interesantă. O vidră își pierduse puiul. Începuse să viscolească, iar puiul de vidră a plecat într-o direcție total diferită față de locul în care se găsea mama lui. La un moment dat, mama a început să-l caute strigându-l. Și puiul, când a sesizat că este rătăcit, a început să strige, dar glasurile lor, ca strigăt, nu puteau să fie auzite unul de către celălalt. Mama a plecat în căutarea puiului și, în ciuda viscolului, a simțit un miros specific pe care l-a identificat ca fiind al puiului prin locul prin care îl trecuse. Era zăpadă, era viscol și, la un moment dat, puiul, în strigătul său disperat și cu privirea căutându-o pe mamă, a observat un animal de pradă care, la rândul lui, a sesizat o posibilitate de hrană rapidă și îndestulătoare. În același timp însă, mama, simțind mirosul fiului său, a început să alerge prin zăpadă strigându-l. La un moment dat, strigătele celor doi s-au întâlnit și fiecare a auzit strigătul celuilalt. Însă am apreciat foarte mult faptul că strigătul unuia către altul nu era doar o formă pasivă. Ei nu strigau dintr-un loc stabil, ci strigându-se unul pe celălalt, se și căutau. Este adevărat că puiul, după ce a auzit glasul mamei, a încercat să se întoarcă și în felul acesta timpul de întâlnire s-a scurtat. Era, de fapt, o întrecere între mama, care trebuia să-și găsească puiul să-l protejeze, să-l apere, și coyotul, care, la rândul lui,
căuta o hrană gratis. Cine va ajunge primul? La puiul rătăcit? La puiul vulnerabil? Amândoi se chemau și amândoi se căutau. Episodul s-a sfârșit cu bucuria întâlnirii dintre mamă și fiul rătăcit. Însă, în mod specific, cei doi nu s-au manifestat într-un mod frumos, bucurându-se de reîntâlnire, știind că pericolul este foarte aproape. Mama a lăsat puiul să meargă înainte, cu toată viteza, rămânând în urmă pentru a-și proteja puiul. Probabil că bucuria s-a manifestat după ce au ajuns în siguranță în apele în care coiotul n-ar fi putut niciodată să prindă puiul de vitră. Aceasta a fost o imagine care m-a ajutat să înțeleg încă o dată și mai bine cât de adevărate sunt cuvintele pe care Domnul le spune aici. Mă veți chema, mă veți căuta și mă veți găsi. Două condiții pentru a-L găsi pe Dumnezeu. Două condiții pentru a face prezența lui Dumnezeu o realitate vie în viața fiecăruia dintre noi. Să vedem ce înseamnă cheamă-mă. Ce înseamnă să-L chemăm pe Dumnezeu? Din nefericire, noi ne depărtăm de Dumnezeu atunci când suntem distrași de lucruri precum angajamentele de muncă sau un stil de viață ocupat. Așadar, problema nu este la capătul firului dinspre El, ci al nostru. Nu Dumnezeu se îndepărtează de noi, pentru că El este omniprezent, ci de regulă noi ne depărtăm de El. Așa cum s-a întâmplat în grădina Edenului când Adam a păcătuit. El s-a ascuns de Dumnezeu. Era normal ca Dumnezeu să se ascundă de Adam, să nu-l mai primească, să se îndepărteze. Însă Dumnezeu l-a căutat. Noi putem vorbi astăzi despre apropierea lui Dumnezeu, dar putem să nu trăim cu adevărat în siguranța acestei apropieri. Este bine să vorbești cu El în fiecare zi, despre problemele din viața ta. Poate dimineața când ne trezim, putem să împărtășim cu Domnul planurile noastre, să-i spunem ce avem de gând, să-L întrebăm cum ne sfătuiește să facem cu tare sau cu tare lucru, când plecăm să-L invităm în călătorie cu El. Pentru că Dumnezeu dorește, fără să se plictisească vreodată, dorește să se implice în problemele noastre zilnice, în toate, nimic nu-L plictisești. Trăiește viața împreună cu El, bucură-te împreună cu El, plângi împreună cu El. Lasă-L să te conducă și să te binecuvinteze, pentru că lucrul acesta îi face foarte mare plăcere. Autorul acestei prelegeri spune că în urmă cu câteva săptămâni nu putea să doarmă. În minte se tot repeta o situație frustrantă. Neliniștit? M-am ridicat și am încercat să mă uit la televizor. Dar am tot auzit o voce care spunea, cheamă-mă. Mi-am deschis Biblia la Faptele 2 cu 25 și 26. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. M-a cuprins un sentiment de pace și de calm. Am venit cu problema mea înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Prezența Lui mi-a adus bucurie și speranță. În mod interesant, lucrul acesta ne atrage atenția asupra faptului că niciun înlocuitor pe care suntem obișnuiți să-l folosim în locul lui Dumnezeu. Nimic, niciun surogat nu poate să facă ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Liniștea sufletului, pacea și bucuria încrederii în El. Cheamă-mă, dar și caută-mă. Trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu cu sârguință în fiecare zi. Și poate că ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu în mod planificat. Nu vorbim despre surprize,
Nu vorbim despre urgențe neprevăzute, dar un ucenic ar trebui să aibă cu Dumnezeu un timp special, un timp de calitate în fiecare zi, un timp pe care să și-l planifice, care să nu poată să fie înlocuit de nimic altceva. Când lăsăm deoparte ceea ce ne distrage și ne facem timp să-L căutăm pe Dumnezeu, atunci vom fi binecuvântați prin cunoașterea Sa. Pentru că la momentul acela planificat de întâlnire cu El, Dumnezeu nu întârzie niciodată și nici nu lipsește. Ca urmare, vom fi transformați prin puterea învierii sale. Ca urmare, putem să fim transformați și vom fi transformați prin puterea învierii Lui. Ce frumos ar fi dacă ne-am dori și ne-am hotărât să căutăm prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Nimic nu poate să fie mai urgent. Nici un telefon care sună, nici cafea obișnuită de dimineață. Nimic altceva decât El. Și, în mod așa de frumos, noi trebuie să credem că Dumnezeu nu este niciodată mai departe de o rugăciune. Adică atunci când îl căutăm, Dumnezeu întotdeauna are răspunsul. Iată-mă. Când îl strigăm, El nu zăbovește să ne răspundă. Când îl chemăm, El ni se arată. Când avem nevoie, El are soluția pentru fiecare dintre noi. Din cauza aceasta, este bine să avem în vedere faptul că Dumnezeu însuși ni se oferă. El a făcut primul pas și așteaptă din partea noastră să ieșim în întâmpinare. Cât de tristă este viața fără El? De câte ori, căutând alte lucruri care ni s-au părut mai ușor de rezolvat situații dificile, am fost dezamăgiți în timp ce Dumnezeul nostru a stat acolo, fără să-L chemăm, fără să-L strigăm și ne-a așteptat să ne întoarcem. Dacă este ceva ceea ce merită să avem în atenția noastră cu privire la Dumnezeu, este că El nu se supără niciodată pe noi. Nu ne reproșează de ce nu m-ai strigat, de ce nu m-ai căutat. El nu face lucrul acesta. Dar ne ajută prin Duhul Sfânt să ne dăm seama că dacă am fi făcut aceste lucruri pe care El ni le recomandă, viața noastră ar fi fost cu totul și cu totul diferită. Aceasta înseamnă creșterea unui ucenic. La ce nivel? Este un singur nivel pe care trebuie să-l atingem. Asemănarea cu Domnul nostru. Și lucrul acesta este posibil prin harul său și prin călăuzirea Duhului Sfânt.